Conform planului, am rămas captivi în subteran și când familia mea, roboții și chiar Optimus Prime au venit să ne salveze, caverna s-a prăbușit. Și n-am mai putut rămâne împreună. Acum eu cu tata, unchiul Udrău și Chase suntem blocați aici, separați de ceilalți. Dacă primești mesajul, doctore, trimite ajutoare, repede! Haide, ți-am fixat coordonatele GPS pentru laboratorul doctorului. Îmi pare rău, fiule, dar tehnologia bazată pe sateliți nu funcționează la o asemenea adâncime, nici rețeaua de comunicare. Asta e? Se pare că va trebui să găsim restul familiei folosindu-ne de minte. E o aventură! E ceva iresponsabil. De aceea eu m-am opus de la început acestei expediții. Știi, Charlie, nu vei învăța nimic dacă nu ieși de pe insula ta măcar din când în când. Nu e nevoie să mă ard ca să știu că focul e fierbinte. Apropo, domnule, se pare că am... Eu sap tuneluri. Domnule ofițer, îmi pare rău, dar trebuie... Să descoperi, eu ți-am spus. Da, și ți-a luat ceva timp. Tată, uite! Asta e prea de tot. De fapt, cred că e lavă. Și ne blochează singura ieșire. O patrulă cu patru autobuți în stază s-a trezit într-o ciudată ipostază. Terra e acum căminul lor și plus Optimus Prime, așa le-a spus. Pe pământ se ajutați și apărați. Trăiți în lumea lor și trebuie respectați. Doar câțiva eroi vă pot fi aliați. Pentru toți ceilalți, rămâneți echizați. Salvatori, haideți să pornim. Transformatorii salvatori. Ce e dedesubt? Partea a doua. Am atins unul dintre tunelurile muntelui de magmă. Chase, vehicul. Udi, Cody, intrați în el. Adică voi sunteți rezistenți la lavă? Din păcate nu. Totuși suntem antrenați pentru procedura de evacuare în caz de urgență. Vrea să spună să-ți pui centura. Extra-trăznet. Nu avem nimic în comun cu descărcările electrice. E o expresie, Chase. Unchiul e impresionat. Să păstrăm felicitările pentru momentul în care nu mai suntem în pericol și îi găsim pe ceilalți. Oh, Charlie, chiar nu te poți bucura de moment. Nu când e vorba de siguranța familiei mele. Chase, poți sări peste? Negativ. Și acum vreau să vă spun că pungile pentru rău de mișcare pot fi găsite în consola mea centrală. Încărcare cu energie și activare. Regret, unchiule. Durează până te obișnuiești cu viteza asta. Manevra a fost demnă de o descărcare electrică? Absolut, Chase. Sper doar că nu ne-am îndepărtat prea tare de restul echipei. Cât crezi că mai coboară falia asta? Nu am în plan să aflu asta. Heatwave, am fost impresionat de realizările voastre aici, în Griffin Rock. Mulțumesc, domnule. Echipa mea a învățat multe lucrând cu pământenii. Te mai interesează înrolarea în trupele mele pe planeta mamă? Am fi onorați. Trebuie să-i întreb și pe ceilalți roboți, dar... Invit! Cu tot respectul cuvenit, mi-ai cerut să-mi conduc echipa. Dacă îi las baltă, nu e pe ei, ci și pe tine. Chiar speram să spui asta. Un lider adevărat știe să țin fața propriilor ambiții. Mă bucur că ai învățat asta, Heatwave. Mulțumesc, cred. Se pare că ai pus în mișcare un soi de mașinărie, Heatwave. Un vulcan? Galeria asta probabil că face parte din muntele de magmă.
Oamenii au construit-o. Nu mă întreba de ce. Probabil aceeași logică valabilă și în cazul bețelor Pogo. Uite, lumina zilei. Pârghia a deschis partea de sus a vulcanului. Ne putem cățăra pentru a ieși. Acum nu mai trebuie decât să găsim restul echipei și să ne întoarcem cu toți în locul ăsta, în care pasaj ar trebui să intrăm prima oară. Cody m-a învățat cum iau hotărâri oamenii. Ala, bala... Portocala. Încearcă aici, Boulder. Nu, și peretele ăsta e format din piatră dură. Puteam să-ți spun asta uitându-mă la el. Trebuie să acceptăm situația, Graham. Băi, dacă toți suntem blocați undeva, bine că e aici, în acest loc, cu pereți magici strălucitori. Blades? Pe pereți sunt doar ciuperci. Da, scăpați-mă de ele! Știți că tata probabil caută restul echipei, așa că ne va găsi. Iar Optimus ne va salva. Poate și ei sunt blocați pe undeva. Acolo, dispozitivul meu detectează un spațiu gol în spate. Bravo, Boulder! Da, ne-ai fost de mare ajutor, doar că avem în față un perete gros de piatră. Suntem ingineri. Deschidem uși peste tot. Ești gata, Boulder? Acoperiți-vă urechile. Foc în cupă! Mă gâdilă! Wow! Incredibil! Un conținut salin ridicat. E apă de mare. Dar cum poate să comunice cu oceanul? Suntem sub pământ! Activitatea seismică schimbă peisajul în timp. Apa asta cred că a rămas închisă aici cu milioane de ani în urmă. Nu e singurul lucru care a rămas închis aici. Un pterodactil uimitor! Fascinant! Grozav! Din câte se pare, sonarul lui Boulder nu detectează dinozauri. Tehnic vorbind, e o șopârlă zburătoare. Tehnic vorbind, suntem pe meniu. Încă nu ne-a văzut. Blades, să facem puțină cercetare. Cred că mai e un tunel dincolo de apă. Tu vrei să zbor când e un teror doctor pe cer? Pterodactil. Și vom zbura la mică înălțime. Și ajung. Trebuie să recunosc. E bine că pot să-mi dezmorțesc elicea. Blades, înalță-te, acum! Danny! No! Blades! Amintiți-mi să-i fac acestui loc de vacanță o cronică defavorabilă. Da! 5 stele cu minus. Trebuie să găsim o cavernă mai sigură. Nu, wow, așteaptă! De unde știi că de partea cealaltă nu ne așteaptă dinozauri și mai mari? Oprește doar acel sonar sofisticat. Folosește-l doar dacă îl poți găsi pe tata. S-ar putea... Dacă mi-aș ajusta undele pentru sfărâmarea pietrei... Și-am folosit acustica naturală a cavernei pentru a mări amplitudinea. Așa sună și pentru ceilalți o discuție de-a noastră? Da, cu mai multe referințe la cultura pop. Deci, voi... Încați? Nu cum o fac oamenii. Da, atunci nu mai întreb restul. Stați așa. Nu vreau să ne rătăcim și mai mult de atât. Chase, tu stai cu Cody și Udrău. Eu mă duc în recunoaștere. Te ajut? Merge mai repede dacă verificăm două pasaje? Nu vreau să te mai joci de exploratorul.
E vorba tot de acea pățania ta când te-ai rătăcit în pădure? Păi te salvam pe tine. Cine ți-a spus că vreau asta? Tu m-ai chemat prin aparatul de emisie recepție. Nu e adevărat? Ba e. Ba nu. Ba da. Ești zăcânit. Îmi aduc aminte de parcă sunt era confuz. Ieri. Sunt confuz. Credeam că ofițerul s-a împăcat cu fratele hai său. Hai să fim serioși. E ca și mine cu Kate. Nu suntem mereu de acord, dar sângele apă nu se face. Nu știam că sunt implicate și aceste fluide în ecuație. E o expresie, spune că de fapt ai face totul pentru fratele tău. Probabil că ar trebui să le reamintești asta. Asta ca să nu mai aduc aminte când mi-ai furat cronometrul. L-am împrumutat. Hei, familia Burns! Vă puteți certa la suprafață, dar acum trebuie să ajungem acolo, bine? Ai dreptate, fiule. Scuze că ne-a cam luat valul. Armistițiul degetului? Armistițiu să fie. Mă bucur că sângele dumneavoastră nu se transformă în apă. Wow, e un cutremur? Parcă ar bate cineva în tobe. Codul Morse. Haideți, se aude de aici. E remorca ta. Ajută-mă să o scot de aici. Ce strălucește aici? Energon? Un zăcământ de energon atât de mare are o valoare imensă. Atât doar că mi-aș fi dorit să-l fi găsit în alte împrejurări. Parcă ar fi Boulder. Tată! Venim la voi! Udrău, ai grijă. Acea stâncă nu pare prea solidă. E în ordine, Charlie. Nu mai fi prăpăstios. Dacă să fii atent înseamnă să fii prepăstios, sunt mândru să fiu așa. Da, știi ce se zice despre curiozitate și pisică? Iarăși o metaforă. Am stabilit că de acum rămânem împreună. Ai uitat? Da, știu. Îmi pare rău. Dar nu ai de ce să te temi. Legea doar pentru că ești o specie dispărută. Șefule, adăpostește-te! Pterodactilul i-a prins la înghesuială. Să-i distragem atenția. Blades, ce faci? Ești rănit. Mă tem că nu-i pot salva. Da, știu. Dar tot pot atrage pe cineva care i-ar putea salva. Hei, pasăre mare! Vino încoace, peștișorule! Oh, cât mă bucur că sunteți bine. Data viitoare putem alege Hawaii? Blades, a fost mega tare. De unde știai că peștele îl face pe pterodactil să ne lase în pace? Unchiul Udrău m-a inspirat pentru asta. Ia auzi. De când a sosit, ofițerul se ceartă mereu cu el și ignoră tot ce e în jurul lui. Ce spui nu prea e un compliment. Nu, dar e o observație corectă. Oh, și acum ce urmează? Un triceratops? Heatwave, ești bine? Adică, salutare.
Am primit semnalul vostru. Toți sunt în siguranță? Da, deocamdată. Să ajungem cât mai repede acasă. Atunci urmați-ne. Am găsit o ieșire. Și nu doar atât. Wow! Wow! Destul de impresionant. Incredibil! Deci, acesta e Generon pur? Energon. Combustibilul și lichidul nostru vital. Dar nu e cam solid pentru asta? Este Energon. Dar nu e cam solid pentru asta? Este Energon pur și în această stare e extrem de inflamabil. Poate ar trebui să mergem mai departe. Da, unde e acea ieșire pe care ne-ați promis-o? Sper că vă plac vulcanii. Nu știu ce să zic, chiar și cu ajutorul roboților, cățărarea prin puțul ăsta ar putea dura zile. Zile? Și atunci noi ce mâncăm? Exploratorii de peșteri trăiesc uneori cu larve. Sunt hrănitoare, să știți. Dar îți rămân între dinți. Minunat. Avem nevoie și de apă. Danny, ne poate ajuta Blades? Nu se poate înălța prea tare cu elicea defectă. Deci suntem blocați aici de adevăratelea? Domnule, vom proteja familia Burns. Mai trebuie să fie și o altă cale. Eu și Graham am putea crea o catapultă. Păcat că nu putem erupe din vulcan la fel ca lava. Să erupem? Da, o rachetă uriașă, precum cele pe care le făceam când eram mici. Aprindem energonul și bum! Ne ridicăm pe o platformă de parcă am fi într-un ascensor. Crezi că ideea ar funcționa? Teoretic. Optimus, nu-mi place că îți cer să risipești atât energon. Domnule ofițer Burns, energonul se poate înlocui. Viețile unor oameni nu. Mai întâi, trebuie să construim o platformă de-a lungul puțului. Apoi aranjăm fitilul, închidem pasajele și la treabă! Uneori, unchiul Udrău e uimitor, nu, tată? Mereu e așa. Dar să nu-i zici că am spus asta. Ești gata, Udrău? Ca pe vremuri, Charlie, ca pe vremuri. La semnalul meu. 1, 2, 3. Roboții de salvare, detonați! Cineva toate astea. Udrău? Vechea dușul mea care scârție. Mă dă de gol. Acum unde mai fugi? Credeam că mai rămâi restul săptămânii. Să mergem la pescuit să vorbim? Așa plănuiam. Dar tot ce am văzut, extraterestri preistorice, energon, m-au făcut să-mi dau seama că mai sunt multe de explorat. Nu-mi pot irosi timpul pe aici. Așa cum fac eu? Nu asta am spus. Ești un tată incredibil și un ofițer de poliție bun. Dacă aș putea să fiu și eu ca tine, ar fi grozav. Dar eu sunt un aventurier și tu ești... fratele unui aventurier. Ai grijă de tine. Și data viitoare când treci pe aici, te așteptăm la cină.
Unchiule Woodrow? De ce nu și-a luat rămas bun, tată? Asta e firea lui Woodrow, dar de fapt nu e plecat, pentru că rămâne într-un loc special. Sunt mulțumit de progresele înregistrate, Sigma 17. Continuați misiunea. Heatwave. Heatwave, se pare că ai devenit un lider puternic. Cred că ești pregătit pentru responsabilități mai importante. Domnule? Să fii gata atunci când va veni timpul. Au dublat în limba română Adrian Moraru, Petre Ghimbășan, Paul Zurbău, Sorin Ionescu, Radu Tudor, Alex Rusu, Cosmin Petruț, Iulia Tohotan. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Click pe pagina web și joacă-te.